Cristi Cherchez n-a jucat deloc în finala Marbella Cup, o competiție amicală consumată în Spania și câștigată de Dinamo. Echipa lui Flaviu Stoicana s-a impus în ultimul joc cu 2-0 în fața suedezilor de la IFK Göteborg, prin golurile marcate de Tico și Bilinski. Tehnicianul Câinilor Roșii a mizat pe 22 de fotbaliști în confruntarea de joi seară, nu și pe dâmbovițeanul Cristi Cherchez, cooptat în lotul care a plecat în al doilea cantonament al iernii. Cherchez a prins puține minute în Spania în meciurile de verificare cu Corona Chilce și Guangzhou, ambele câștigate de dinamoviști. Bucureștenii se vor întoarce duminică în țară, iar săptămâna viitoare ar trebui să aibă loc întâlnirea dintre oficialii lui Dinamo, Chindia și FCM Târgoviște, întâlnire în care s-ar stabili viitorul jucătorului. În cazul în care se va ajunge la o înțelegere, suma plătită de Dinamo pentru Cherchez va fi împărțită între Chindia și FCM Târgoviște. Sursele MDITV spun că transferul are șanse mari să fie încheiat, însă Cherchez ar urma să fie împrumutat de Dinamo la o echipă prietenă din ligile inferioare.